Fragmentele unei rachete au fost găsite în apropiere de satul Gâsca din regiunea transnistreană. Anunțul despre rămășițele depistate a fost făcut la ora 12:30, a declarat reprezentantul Tiraspolului în Comisia Unificată de Control, Oleg Beleacov. La fața locului s-au deplasat observatori militari, a declarat pentru Moldova 1 ofițerul de presă al Biroului Politici pentru Reintegrare, Mariana Sară. Astăzi, după amiază, în timpul desfășurării ședinței Comisiei Unificată de Control, a fost recepționată informația despre găsirea unui obiect neidentificat în localitatea Gâsca, necontrolată de autoritățile constituționale. Observatorii militari din cadrul forțelor mixte de menținere a păcii s-au deplasat la fața locului pentru a clarifica situația. Amintim că fragmente ale unui alt proiectil au fost găsite săptămâna trecută în grădina unui locuitor al satului Chițcani și atunci la fața locului au venit anchetatori, geniști și observatori din Comisia Unificată de Control, care au constatat că obiectele depistate sunt resturi ale unei rachete S-300.